Iar această veste legată de mezelurile cu probleme vine chiar în Ziua Mondială a Siguranței Alimentare. În fiecare an, doamnelor și domnilor, 3 milioane de oameni mor din cauza bolilor alimentare și apei otrăvite. Dintre ei vorbim despre 125.000 de copii. Și discutăm despre acest subiect cu Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară. Domnule Frumosu, bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la știri. Sărut mâna, mulțumesc și eu pentru invitație. Cum stă în ultima vreme România la acest capitol din punct de vedere al siguranței alimentare? Eu aș spune că nu tocmai foarte bine și spun nu tocmai foarte bine pentru că de ceea ce ați prezentat dumneavoastră cu cele două tipuri de mezeluri, Autoritatea Sanitar-Veterinară ar fi trebuit, pe lângă măsurile urgente și imediate pe care ar fi trebuit să le ia, sigur ar fi trebuit să facă în continuare și o informare a populației. Pentru că este firesc în momentul în care apar aceste probleme, unu, să luăm măsuri și să ridicăm toată această marfă din magazine, sau, mă rog, respectivul magazin să o elimine, și doi, populația să fie științată că dacă undeva nu se întâmplă lucrul ăsta sau se întâmplă în timp, omul să nu mai cumpere. E, până acum, personal, în afară de aceste discuții, nu am auzit și vreau să vă spun că am fost și eu ieri în magazine. Știu că au fost și colegi de-ai dumneavoastră și încă aceste produse există pe rafturi. Exact. Și mi se pare cu atât mai grav cu cât vorbim, domnule Frumosu, și despre niște produse destinate consumului alimentar pentru copii. Vorbim despre alimente specifice și atunci situația e cu atât mai complicată. Vă rog. Fără discuție, mai ales că ați amintit că astăzi este și Ziua Mondială a Sănătății. Deci chiar până la urmă pe noi n-ar trebui să ne intereseze ceea ce fac alte state. Pe noi trebuie să ne intereseze ce intră și ce consumăm în România dacă spunem că instituția statului are grijă de români. Deci lucrurile astea trebuie verificate foarte bine. Cred că ar trebui și niște modificări legislative chiar la nivel european, pentru că discutăm de trasabilitate și atunci mare parte din produsele alimentare importate care vin cu acte, tipurile în regulă, ajung pe raft. Și am văzut de foarte multe ori și am discutat de foarte multe ori și despre dublu standard, iar aceste documente nu întotdeauna sunt foarte corect întocmite, pentru că la nivel mondial există tendința asta și mai ales după pandemie, după secetă, după ce vorbim că prețurile alimentelor cresc în continuare, există această tendință de a recupera pierderile perioadelor din urmă. Și atunci niște controle mai eficiente, o modificare a legislației care să permită inclusiv controle mai intense ale autorităților statelor care importă produse alimentare, aceste modificări sunt binevenite. Iar instituțiile statului trebuie să-și facă altfel datoria. Acum, râc asta între Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, între protecția consumatorului, că unul, altul trebuie să răspundă. Dom'le, se pare că, până la urmă, instituțiile astea parcă nu sunt conduse de nimeni. Pentru că, până la urmă, ele trebuie să-și facă datoria față de români. Asta e cel mai important. Vreau să vă mai întreb un lucru, pentru că tot suntem și discutăm despre aceste lucruri. Carnea de porc se scumpește în toată Europa. Vă întreb, se vor resimți și la noi în țară efectele acestea și cu cât s-ar putea scumpi? Ce date aveți dumneavoastră? Mai ales dacă peste o scurtă, mă rog, peste câteva luni de zile, zic eu, prețul cărnii de porc va crește la nivel european cu 25%. Este posibil la noi să ajungă chiar cu 30% mai mult, pentru că România importă 70-75% din necesarul de carne de porc. Deci la prețul de export, ca să spun așa, se adaugă și transportul și alte cheltuieli pe lanț. Deci prețul poate să crească foarte mult și aici iarăși este lipsa luării măsurilor și politici ale statului vis-a-vis de acest domeniu, pentru că, am spus-o și subliniez, există o lege aprobată și votată în Parlamentul României, agreată de Uniunea Europeană, care permite ca statul român să financeze înființarea fermelor de creștere de porci în România și mă refer la scroafele de reproducție pe care le cumpărăm la preț dublu. E, nici până în acest moment de 2 ani de zile nu s-a finanțat un leu pentru o fermă. Ori dacă guvernele României consideră că trebuie să mâncăm din import și o țară cu tradiție în creșterea porcului a rămas fără ferme și importăm 75% de necesar, mi se pare foarte grav. Mulțumesc foarte mult, domnule Frumosu, pentru toate aceste explicații și pentru intervenție.